Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu de la această oră este domnul Laurențiu Viorel Gâdei, primarul orașului Târgu Bujor și candidat la Camera Deputaților din partea Partidului Social Democrat. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Domnule Gâdei, aș vrea să încep prin a vă întreba ce îl motivează pe un primar al unui oraș, cum este Târgu Bujor, să lase administrația locală pentru un loc în Parlamentul României? Sunt foarte multe de spus. Sunt foarte multe răspunsuri de dat. În primul rând, ca și primar, ai contact și înțelegi exact viața întregii comunități, a diferitelor categorii sociale, problemele cu care se confruntă. Dar cel mai important, te confrunți cu ceea ce faci tu în primărie, cu actul administrativ și bineînțeles că vrei să reușești să-l faci mai accesibil publicului, să-l faci mult mai modern și mult mai eficient. Am ajuns candidat al Partidului Social Democrat și prin votul colegilor primari de la Partidul Social Democrat, care au spus că au nevoie și de un reprezentant în forurile legislative superioare, pentru că vreau să vă spun că cu toții suntem nemulțumiți și avem probleme în actul administrativ și cunoaștem cât de multe ar trebui modificate prin legislația actuală, astfel încât actul administrativ, primăria, să fie extrem de prietenoasă cu cetățeanul și nu să fie o corvoadă cum este acum. De ce este corvoadă, domnule primar? E o corvoadă pentru că birocrația excesivă ne ocupă foarte mult timp și în loc să fim eficienți, noi, cât noi primarii, funcționarii publici, cât și cetățenii, pierdem mult timp și energie printre hârtii, printre hârtii inutile, dar pentru că acolo cineva la momentul respectiv a specificat că trebuie și hârtia aia de la primărie. Deci din punctul ăsta de vedere, dacă ne raportăm și la vremurile pe care le trăim, nu doar din prisma pandemiei, ci și din punctul de vedere al tehnologiei, cred că a venit momentul să modificăm oarecum funcționarea administrației publice locale, să introducem cât mai multă digitalizare și să eliminăm foarte multe drumuri ale cetățenilor la primărie pe diverse chestii, pe diverse hârtii. Practic, a venit momentul să introducem mare parte din activitate în zona online. Avem, știți prea bine, ghișeu.ro, o platformă prin care multe primării pot să se ducă acolo pe încasa taxe, impozite, amenzi și așa mai departe. S-a aliniat și Târgu Bujor la... Bineînțeles că s-a aliniat și Târgu Bujor și a aliniat de ceva timp, dar cu părere de rău, nu observ un interes crescut al contribuabililor, astfel încât să-și plătească dările prin această platformă, să nu trebuiască să se mai deplaseze la primărie. Poate și din cauza faptului că doar cei din diasporă uzitează aceste instrumente, poate că le e mai comod să vină la primărie sau mai drag. Asta v-am să vă întreb, dacă este pregătită lumea locală, și dacă sunt pregătiți pentru această digitalizare. Nu sunt pregătiți, dar pașii digitalizarea nu se va face de pe azi pe mâine. Digitalizarea instituției primăriei este un proces amplu și lung și încet, încet cu toții ne îndreptăm către această digitalizare extrem de necesară, mai ales în timpurile astea, și nu știm ce timpuri vor veni, cum vor evolua. Dar cu surprindere veți afla că foarte multă, foarte mulți cetățeni, foarte multă lume este conectată la ceea ce înseamnă media online și rămâne doar prin niște mecanisme extrem de simple să-i îndrumăm, să-i învățăm astfel încât să uziteze și de instrumentele pe care trebuie să le implementăm la nivelul primăriilor. Deci digitalizarea și debirocratizarea instituției primăriei este obligatorie și foarte mulți o așteaptă, pentru că în ritmul ăsta nu s-a schimbat mare lucru în administrația publică din punct de vedere al hârtiilor față de acum 20 de ani, să spun. Deci e obligatoriu să contribui și eu ca primar împreună cu colegii primari, dacă ajung în poziția de parlamentar, să elaborăm acte normative care să îmbunătățească tot ceea ce înseamnă actul administrativ pentru cetățeni. Sunteți la al treilea mandat de primar. De fiecare dată ați fost ales de un număr foarte mare de oameni, de localnici de acolo, din Târgu Bujor și din localitățile din împrejurimi. Nu vă este teamă că prin plecarea dumneavoastră în Parlamentul României îi veți dezamăgi pe alegătorii
cei care v-au dat votul pe 27 septembrie? Nu, s-a discutat foarte mult pe această temă în comunitatea mea, dar mare parte din ei au o bucurie, o mândrie, un sentiment frumos că cineva din comunitate poate să ajungă în forurile superioare. Gândiți-vă că pe toată zona noastră, Târgu Bujor, toată zona de nord-est a județului Galați, nu au dat în ultima perioadă vreun politician care să contribuie cu ceva, care să fie vizibil, care să facă locuitorii aceia să-i asocieze și cu actul politic. Să știți că am fost votat de foarte mult și pentru faptul că am considerat și le-am spus tuturor că sunt un om dintre oameni și așa voi rămâne. Dacă voi ajunge în Parlamentul României, nu voi schimba obiceiurile, nu voi schimba numărul de telefon, nu voi schimba felul de a dialoga, de a interacționa cu cei din zona Târgului Bujor și nu numai. Deci voi fi deschis dialogului și practic oamenii au nevoie de dialog, au nevoie de informații, au nevoie de sprijin și de ajutor. Eu am ajutat cât am putut la nivelul administrației locale, cetățenii din comunitatea mea, dar gândiți-vă că sunt și lucruri pe care nu am putut să le îmbunătățesc din punct de vedere al primarului pentru că nu aveam pârghie legale, ori cunoscând situații și situații, împreună cu colegii primari din întreg județul, putem contribui la modificarea unor acte normative astfel încât să îmbunătățim parte din problemele pe care foarte mulți gălățeni le întâlnesc în ceea ce privește administrația centrală locală atunci când te lovești de lege. Primarul este practic interfața dintre omul simplu din comunitățile mici rurale sau mici urbane cum este Târgu Bujor, când are o problemă nu vine la Galați la președintele Consiliului Județean, nu se duce la un parlamentar, vine la primar. Ei, eu vreau să reprezint pentru toți gălățenii acel parlamentar care este din mijlocul lor, din rândurile lor și va asculta de fiecare dată cu același interes pentru a putea să-i ajut, pentru a le oferi, așa cum este și sloganul nostru, siguranța unui trai mai bun. Faceți parte din categoria politicienilor tineri și v-am auzit declarând că vreți să faceți un alt fel de politică. Ce înseamnă un alt fel de politică din punctul de vedere al dumneavoastră? Tocmai ce am spus și am răspuns și în întrebarea anterioară, sunt un om dintre oameni și voi fi extrem de receptiv la doleanțele diverselor categorii sociale care întâmpină probleme. Practic nu voi fugi de dialog, practic voi încerca să mențin legătura cu gălățenii pe cât îmi va permite timpul și sunt un tânăr politician care bate la ușile politice adevărate, pentru că la primărie mai mult face administrație, puțină politică faci decât doar în campanii electorale, dar acum bat la porțile politicii mari și dacă vă uitați pe lista Partidului Social Democrat doar pe județul Galați, veți observa că sunt în majoritate oameni care nu au mai fost, cu mici excepții, nu au mai fost în Parlamentul României și poate tocmai asta vine cu un plus de viziune, cu un plus de profesionalism, de seriozitate, astfel încât să reușească Partidul Social Democrat într-o guvernare viitoare să facă lucruri bune. Președintele Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a început o reformă profundă în tot ceea ce privește partidul și e de notorietate faptul că foarte mulți din vechii politicieni care erau obișnuiți să fie pe liste, că trebuiau să fie pe liste, nu se mai regăsesc pe listele Partidului Social Democrat. Ăsta este un semn bun pentru că Partidul Social Democrat se reformează, se modernizează și ține un ritm accelerat cu partidele de stânga din Europa, astfel încât să fim să redevenim primul partid modern 100% din România, pentru că celelalte partide au rămas în urmă, chiar dacă declarativ discută de reforme, doar la PSD se face o reformă profundă și accelerată și Partidul Social Democrat va fi partidul care va câștiga aceste alegeri. Din păcate și Târgu Bujor, la Târgu Bujor s-a atins rata de infectare de 3 la 1000 de locuitori. Nu, a fost, da. Vă rog. Ieri am văzut o comunicare a prefecturii în care anunța că la Bujor s-a atins rata de 3 la 1000 de locuitori. Voiam să vă întreb, cum îi convingeți dumneavoastră pe oamenii din comunitate să respecte aceste măsuri impuse de autorități? În primul rând, prin puterea exemplului, eu port mască tot timpul și tuturor le spun să poarte mască. În al doilea rând, încerc să evit pe cât posibil întrunirile de orice fel, chiar dacă suntem în perioada electorală.
le fac tot timpul apel la a păstra distanța, la a încerca să, inutil să nu se deplaseze, fac eforturi de comunicare pentru a-i determina să se păzească, să se protejeze, pentru că dacă se protejează pe ei, protejează și pe cei din jur, cei dragi lor. 3 la mie a fost ieri. Dar vreau să vă spun că astăzi, 3 la mie, știți că se calculează rata infectărilor pe ultimele 14 zile. La noi sunt foarte mulți care astăzi iesă din cele 14 zile și astăzi, la momentul ăsta când vorbim de 1,9 rata de infectare la mie. Un lucru bun, au scăzut cazurile. Sper ca în continuare să menținem un ritm în scădere, dar privind evoluția din țară și din lume, sunt oarecum în dubii și aștept fiecare zi să vedem dacă mai apar cazuri sau nu mai apar cazuri, pentru că nu este de dorit pentru nimeni și ai o responsabilitate în plus și ca primar să încerci să faci tot ce-ți stă în puteri pentru a-ți menține sănătatea comunității tale. Dar cum vi se pare că este gestionată această pandemie, această criză la nivel național? La nivel național, experiența îmi spune următorul lucru. Avem o gestionare la nivel declarativ televizat de factorii guvernamentali și avem o altă realitate un pic mai crudă. Ce vreau să spun cu asta? Toți guvernanții iese și spun că au făcut, că fac și așa mai departe. Mă uit la județul Galați și îmi dau seama că cei care au făcut și au dus greu în lupta cu această pandemie este președintele Consiliului Județean Costel Fotea, este primarul municipiului Galați, domnul Puteanu, și sunt colegii primari din fiecare localitate pe umerii cărora apasă tot ceea ce trebuie să facă să-și țină comunitățile sănătoase. Deci toate investițiile, toate materialele, toate echipamentele, tot ce s-a achiziționat la nivelul județului Galați în materie de sănătate, au fost eforturile factorilor politici locali, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Galați și celelalte primării. Guvernamental am stat doar la declarativ, stăm foarte bine și utilizăm în continuare pandemia doar pentru alegeri. Din nefericire, alegerile din 6 decembrie se vor desfășura sub teroarea și sub frica indusă de acest virus. Absenteismul pare că va fi mare, dar cu toate acestea eu fac un apel la toți gălățenii să iasă să voteze, pentru că trebuie să-și aleagă o clasă politică responsabilă care să gestioneze cu mult mai multă înțelepciune și profesionalism o astfel de pandemie. Vă dau exemplu, un alt exemplu, dacă în sănătate știm că s-a implicat și lupta a dus-o președintele Fotea cu domnul Puteanu și ceilalți primari și guvernul doar declarații la televizor, luăm și educația. Suntem țara printre puține țări din Europa care am decis să închidem școlile. Le-am închis. Eu, unde am prieteni și rude în țările europene, se duc copiii la școală. Bun, am închis școlile, dar nu am asigurat echipamentele necesare pentru desfășurarea orelor în online. Am reușit și am depus un proiect, dar pe axa de finanțare care a fost deschisă, dar să vedem când le vom avea echipamentele necesare și pentru elevi și pentru profesori, dar tot primarii sunt cei care au reușit și au cumpărat de bine de rău tablete cu internet pentru a oferi copiilor cu posibilități materiale reduse, astfel încât să poată să se desfășoară stilul ăsta de școală, cu toate că eu nu numesc școală, dar mă rog, să se desfășoare orele astea online așa cum ar trebui, să aibă un minim necesar. Deci un alt exemplu de gestionare defectuoasă a pandemiei și plus că mai sunt foarte multe inadvertențe de astea în deciziile pe care le iau. Gândiți-vă, Iveștiu și Cuca au fost închise la 3 la mie, la Sibiu, la 7 la mie, au hotărât să închidă, 7 la mie aveau vineri și au hotărât să închidă pentru luni. Adică le-au mai lăsat weekendul așa un pic la dispoziție să se mai relaxeze sibienii, că na, trebuie să ne relaxăm. Deci, repet, pandemia este gestionată defectuos și la momentul ăsta este gestionată doar în spirit electoral. Cu toate astea, cu toate eforturile pe care le fac guvernanții, pe de o parte de a introduce o stare de panică și de teroare, virusul este foarte periculos și toți cu toții trebuie să ne protejăm, dar toți gălățenii ar trebui să conștientizeze că vor trebui să iasă la vot
cu mască, dezinfectați, ordonați, cu distanță, dar vor trebui să iasă la vot dacă le pasă cum vor trăi următorii 4 ani de zile. Dacă vor în continuare să aibă așa o guvernare deșanțată, dacă vor să aibă oameni responsabili și serioși care au demonstrat de-a lungul guvernărilor, atunci ar trebui să iasă și să aleagă Partidul Social Democrat, reprezentanții în Parlamentul României. Și pentru că tot ați amintit de actuala guvernare, aș vrea să vă întreb că la ultima rectificare bugetară care s-a făcut, banii care s-au alocat pentru fiecare comună, oraș, e un paradox. Localitate, sunteți mulțumit dumneavoastră de cum s-a făcut această alocare bugetară? E un paradox, iarăși o chestiune care nu am mai trăit-o de când sunt primar, și anume alocarea bugetară funcție de culoarea politică a primarului. Orășelile mici, cum este Târgu Bujor și Berești, au primit 5 miliarde de lei vechi. Toate comunele Partidului Social Democrat, cu primari ai Partidului Social Democrat, au primit 2 miliarde jumătate de lei vechi. Toate primăriile conduse de partidul, de primarii ai căror partid e la guvernare, au primit minim 9 miliarde, maxim 16, dacă nu mă înșel. Există și în județul Galați? Eu am lista și dacă îmi permiteți, eu vă scot și vă spun pe UAT-uri exact câte au primit. Sunt lucruri oficiale de monitor oficial. Cum vă explicați dumneavoastră Oancea? N-am nicio problemă. Fiecare comunitate să primească cât mai mult, că e nevoie. Dar vorbim doar pe alocările guvernamentale, care trebuiau să, banii ăștia au fost alocați pentru echilibrarea bugetului care în vederea acoperirii banilor pe care am cheltuit cu lupta pentru efectele pandemiei. Și gândiți-vă, Oancea cu 1450 de suflete a primit 9 miliarde. Tecuciu cu 45.000 de locuitori a primit 9 miliarde. Dacă dumneavoastră vi se pare că Oancea a avut aceleași probleme în lupta cu pandemia ca și municipiul Tecuci, iertați-mă. A fost momentul când am văzut că politica este extrem de urâcioasă și actualul guvern ne-a împărțit comunitățile pe culori. Lucru inadmisibil în guvernările PSD-iste. Mi-aduc aminte când Consiliul Județean, domnul președinte Fotea, a reușit și a mai distribuit finanțe, bani pentru UAT-ul, pentru primării, le-a distribuit funcție de necesități, nici de cum funcție de culori. Și dacă veți lua și vă veți uita, veți observa că primării PNL au primit bani mai mult decât unele primării PSD. Dacă veți uita la Programul Național de Dezvoltare, un amplu program național inițiat de Partidul Social Democrat, veți observa că sunt comune conduse la vremea aia de primari PNL care au mai multe proiecte decât comune similare conduse de primari PSD. Deci la Partidul Social Democrat, când este la guvernare, guvernează pentru toată lumea, nu doar pentru clientela politică. Din nefericire, e un lucru care s-a întâmplat, dar această pandemie a făcut ca astfel de știri să nu se mai rostogolească în public, ca oamenii, ca cetățenii să le înțeleagă, să vadă un adevăr absolut, pentru că eu nu-mi permit să vin la televiziune sau oriunde să vorbesc așa de dragul de a vorbi. Nu, noi vorbim pe hârtii. Așteptăm cu interes că se face o nouă rectificare bugetară și așteptăm cu interes să vedem acum cum vor arăta alocările financiare pentru primării, pentru că toate, în majoritatea primăriilor, sunt cu fondurile terminate. Sunt cu fondurile terminate pentru că au fost cheltuieli suplimentare generate de pandemie și ar trebui să primim ajutor din partea guvernului, pentru că așa e organizată chestiunea financiară în ceea ce privește UAT-urile, un alt lucru care va trebui reglat legislativ pentru a oferi o mai mare independență financiară primărilor, să nu mai stea cu mâna întinsă la guvern sau la oricine altcineva. În ce măsură ajung acești bani? Dăm cazul Târgu Bujor. Ați spus că ați primit 500.000 de lei noi, da? Acoperă acest bani cheltuielile pe care s-au l-ați avut? Terminat. Păi s-au terminat. Păi gândiți-vă, avem școală, avem liceu, avem mulți mai mulți elevi și școli de pregătit pentru pandemie sau au fost cheltuiți față de Oancea. Și Oancea a primit 9 miliarde, noi am primit 5 miliarde. Bineînțeles că nu ajung banii. Bineînțeles că banii nu sunt cheltuiți aiurea, dar sunt cheltuieli neprevăzute care au trebuit
făcute, solicitări și cerințe din partea autorităților guvernamentale către primării sunt multe, îți spune să faci că trebuie să faci, dar trebuie să-ți dea și resursa financiară ca să poți să faci pentru comunitățile respective. Eu sper că această distribuire a fondurilor publice să înceteze odată cu venirea următorului guvern, care sunt convins că va fi un guvern al Partidului Social Democrat pentru că vom câștiga alegerile, astfel încât toate comunitățile să primească echitabil sumele de care au nevoie pentru funcționare și dezvoltare. Dar această situație despre care spuneți dumneavoastră este la nivelul întregii țări sau doar în județul Galați? Eu vorbesc de județul Galați pentru că pe județul Galați am studiat alocarea fondurilor bugetare, nu știu la nivelul întregii țări. Dar dacă și-au permis la nivel de județul Galați să facă o alocare discrețională, mă gândesc că și în alte județe s-a procedat cam la fel. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, în ce măsură și-a arătat actualul guvern interesul față de județul Galați? Știți cum e? Se vorbește la Consiliul European, la Comisia Europeană, despre 30,4 miliarde fondurile oferite pe următorii 4 ani de zile în vederea revenirii economiei, reconstrucției țărilor afectate de pandemie. Guvernul trebuia să facă un plan de axe pe care să le financeze și unul dintre ele se referea la infrastructura mare. Am citit și eu cu interes informațiile apărute și am observat că din banii mulți alocați pentru infrastructura mare, județul Galați nu este atins de niciun proiect de infrastructură mare. Deci de niciun proiect, deci zero. Și de ce spun lucrul ăsta? M-am gândit că Galațiu are un potențial extraordinar de dezvoltare, pentru că acești PSD-iști de frunte, domnul Fotea și cu domnul Puchianu, au demonstrat că au viziune și au făcut foarte multe proiecte pentru comunitățile noastre, dar în același timp vorbim de punctul intermodal, un proiect care ar fi generat o dezvoltare explozivă. Dacă punem și podul, obiectiv al guvernului PSD, dacă punem și podul peste Dunăre, punctul intermodal, gândiți-vă cât de util ar fi fost un drum expres măcar să ne lege de autostradă. Nu vorbim de... Ei, acest guvern s-a gândit la Galați cu zero. Nu mai spun de aeroport. E poveste pentru ei. Dar în schimb se găsesc bani pentru metroul la Cluj, de exemplu. Partea asta a țării, chiar dacă se spune că este subdezvoltată, că vestul țării, vezi, Doamne, e nu știu cum, eu vă spun că în primele 5 locuri din țară la absorbția fondurilor europene și la proiectele se află județul Galați, împreună cu municipiul Galați, da? Adică acești PSD-iști au făcut treabă foarte bună și își doresc să facă treabă în continuare. Dar păcat că actualul guvern nu a avut viziunea astfel încât să întindă gălățenilor o mână spre dezvoltare. N-ar fi fost decât să pună un drum expres de la Galați să ne lege cu o arteră importantă. Gândiți-vă ce se va întâmpla când vom avea pod, vom avea punctul intermodal și aceleași drumuri județene. Vor trebui eforturile susținute ale Consiliului Județean să identifice, să găsească soluții, să facă drumuri mai mari. Dar, din păcate, a fost o oportunitate pentru Galați, care a fost ignorată, ne-a fost refuzată de actualul guvern și asta cred că se va vedea și în voturile pe care gălățenii le vor acorda pe 6 decembrie. În ce măsură a afectat pandemia viața economică din Târgu Bujor, domnule primar? Viața economică este afectată peste tot, nu doar în Târgu Bujor. Viața economică practic supraviețuiește la acest moment, dar atâta timp cât construcțiile nu au fost oprite, cât șantierele au funcționat, să știți că lucrurile s-au mișcat cât de cât, cu toate că sunt premisele unui an mult mai greu din punct de vedere economic și aici vă spun două elemente care mie nu sunt extrem de clare și îmi dau de gândit. Gândiți-vă că actualul guvern nu a avut curajul să prezinte proiectul bugetar pentru anul care vine. Lucru absolut normal și firesc și atunci am fi văzut cu toții de unde vin banii și cum se cheltuie banii.
Noi de la Partidul Social Democrat cred că avem un mare semn de întrebare pe bugetul anului viitor și eu mă întreb, nu cumva pregătim niște măsuri de austeritate? La ce vă referiți când spuneți măsuri de austeritate? Nu cumva pregătim niște tăieri? Nu cumva pregătim niște disponibilizări? Există multe teorii, precum că se va umbla un pic în chestiune, în zona bugetară, pentru că tot timpul când nu merge ceva în țara asta, bugetarii sunt de vină, așa în ansamblul lor, așa de frumos bugetarii sunt de vină și politicienii sunt cei mai răi, dar este un mare semnal de întrebare pentru mine. Cum la fel, pentru mulți este un semnal de întrebare datoria țării care s-a făcut în timpul pandemiei, aia va trebui acoperită, va trebui plătită până la urmă. Când lucrurile nu funcționează în economie și bani nu se strâng la bugetul național, de unde va trebui? De cum o vom plăti? Deci, din punct de vedere economic, cred că anul viitor va trebui să dea de gândit alegătorilor să voteze în primul rând, gândindu-se la ei și la apropiații lor, pentru că eu aș vrea să facem, și o spun tot timpul, să facem un efort de memorie și să ne amintim care este partidul sub a cărui guvern au crescut salariile în zona bugetară, au crescut salariile în zona medicală, în zona profesorilor, educației, salariul minim, pensiile, e guvernarea PSD, e un lucru real care s-a întâmplat. Și îi întreb acum, cine nu a mărit cu 40% pensiile când aveam lege? 25% la profesori când aveam lege? Dublarea alocațiilor când aveam lege? Din păcate, trebuie să se gândească atunci când vor vota că ei trăiesc astăzi și nevoile le au mâine. Eu nu sunt de acord cu chestiunea asta. Vom mări când va merge economia. Păi dacă economia merge peste 20 de ani, rămânem așa într-un stadiu de sărăcie și de nedezvoltare pentru că veniturile, eu sunt perfect de acord că economia generează venituri, dar guvernanții trebuie să găsească soluții pentru a oferi siguranța unui trai mai bun românilor, tuturor românilor, nu doar câtorva categorii de privilegiați pe care îi doresc domnilor lor, nu. În zona asta a țării avem multe categorii defavorizate care trebuie sprijinite și cărora suntem obligați să le oferim un trai mai bun. Astăzi, nu peste 10 ani. Dacă nu veți ajunge deputat, domnule primar, vă veți întoarce la activitatea dumneavoastră? Dar n-am plecat nicăieri, dar nu m-am dezis de activitatea mea și activitatea mea continuă într-un mod susținut la primărie. Ba mai mult decât atât, echipa pe care o am acolo funcționează foarte bine și merg lucrurile foarte bine înainte. N-am abandonat nicio clipă munca la primărie, chiar dacă este campanie electorală. Campania electorală acum se desfășoară mai mult în mediul online, cât mai puțin cu adunările populare. Adică este tot timpul să-mi fac și treaba de campanie după amiază seara, este și timp să mă duc la primărie în fiecare zi ca de atâția ani să-mi rezolv treburile acolo. Deci nu am abandonat primăria și nu o abandonez, cum nu voi abandona nici bujorenii, moscași și umbrăștenii, și dacă voi pleca la București nu voi abandona gălățenii, pentru că ei vor fi cei care prin votul lor mă vor trimite acolo să-i reprezint. Dar cum credeți că vă va privi comunitatea în cazul în care nu veți reuși să ajungeți în Parlamentul României? Dar e o onoare măcar să ajungi să aspiri la un loc de ăsta. E o competiție electorală și o câștigă, se câștigă funcție de numărul de voturi. Nu voi fi privit în niciun fel malițios, pentru că, mă repet, eu sunt un om dintre oameni și atunci când cineva își dorește să facă un pas în față, n-aș vedea de ce ai fi supărat să ai încercat să-l tragi înapoi sau să-i pui o piedică. Nu, eu zic că e un lucru bun și asta va demonstra activitatea pe care o voi avea în Parlamentul României, pentru că nu voi fi un parlamentar despre care dumneavoastră, jurnaliștii, să scrieți. Gâdei, parlamentarul de Galați, a vorbit într-un an zile un minut, când a depus jurământul. Nu, în niciun caz nu voi fi parlamentarul care nu va avea o activitate susținută și activitatea mea va fi rezultatul consultării cu gălățenii în majoritatea lor. Pe ce poziție vă aflați pe buletinul de vot? Pe poziția a doua, pe buletinul de vot. Vă avantajează? Știți cum e, lumea citește, lumea este informată, lumea știe, puțin contează poziția pe buletinul de vot, pentru că avem impresia că am rămas undeva în urmă și lumea votează așa instinctual că îi spune votează poziția X sau Y. Nu. Lumea ia buletinul de vot, îl citește și acum e mult mai simplu, au doar două buletine de vot. Ia, citește, studiază, află numele, află sigla partidului și pune ștampila
pe trandafir, pe Partidul Social Democrat. Mizați mai mult pe votul bujorenilor? Mizez pe votul gălățenilor în majoritatea lor. Noi, echipa, mizăm pe votul tuturor gălățenilor pentru că suntem cei care am demonstrat și suntem o echipă la Partidul Social Democrat acum la Galați, imbatabilă și o echipă care a demonstrat și va demonstra în continuare. De fapt, s-a și văzut la alegerile locale, gălățenii au votat într-un număr foarte mare candidații Partidului Social Democrat și asta e un lucru foarte bun. Pe final, domnule Gâdei, de ce ar trebui să vă acorde electoratul votul pe 6 decembrie? Electoratul ar trebui să ne acorde mie și echipei votul pe 6 decembrie pentru că suntem cei care, partidul care a demonstrat că ne pasă de oameni, suntem partidul care a făcut foarte multe lucruri bune pentru multe categorii sociale și dacă dumneavoastră doriți libertatea, demnitatea și confortul oferit de măsurile și de Partidul Social Democrat, vă rog să votați pe 6 decembrie candidații Partidului Social Democrat. Practic, votați oameni dintre oameni. Vă doresc succes, să fiți sănătos în primul rând și vă mai aștept aici și în această campanie electorală și de ce nu și după aceea să ne spuneți despre proiectele dumneavoastră și cum le-ați dus la îndeplinire. Și vă mulțumesc foarte mult și sănătate tuturor! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și o seară plăcută tuturor vă doresc!